Salutare, salutare prieteni! Salutare, prieteni! Ia uitați cu cine am revenit! Salutare, prieteni! Eu sunt Cristi Marin de la Sinaia. De la Sinaia, mă, deci... El e ăla care umbra noaptea în cameră ca moroiul. Nu, bre, moroi, am vorbit cu ei. El e de vorbea cu bărbatul meu noaptea, că le-am vrea învățat de la cimitir. Da, bre, și mi-a spus că... nu l-a luat bărbatul meu. Bre, n-a zis că mă vrea pe mine, bre, că nici nu m-am cunoscut în realitate cu el. A zis că de mata, unde e patroana să vină la mine, că mi-e dor de ea. E, cred că de tine. Nu, bre, de mata vorbea de 100%. De mine ai supărat pe mine că am mâncat banii. Gata. Bre, nu e mata doamna Mary? Mă, de doamna Mary spunea. E supărat pe mine că ar mânca galben. E supărat pe mata și vrea să te duci la el acolo, că are nevoie de mata acolo. De tine are nevoie. Nu, bre, de mine. Ce treabă are cu mine, bre? Lasă-mă în pace. Tu e muncitor, e alergi. Și ce fac eu acolo în rai? Că lui îi place oamenii muncitori. În rai nu se muncește, bre. Lui îi place oamenii se muncitori. Se stă degeaba acolo, adică stai la... Na. La soare, la mare? Stai pe scaun împărătești dacă ai făcut bine. Am făcut mai bine, bre. Dacă ai făcut rău, stai... Am făcut, bre. Stai în iad. Ce-mi place ai... să stau și pe dacă camera. Dacă ai făcut bine, pe camera, stai în scaun împărătești. Da, pe scaun împărătești, bre. Bre, da. Nu mai merg la mata acolo, că sunt duhuri rele. Și dau numai de dragi pe acolo. Eu sunt drag, dar aia sunt... Doamne, pericol. Acesta Cristi, nu ne mai înțelegem cu acesta Cristi. Dar nu vreau să ies din mașină, că am vrut să mă dea afară din mașină. Cum să ies eu din mașină? Nu pot. Vin cu voi, unde vă duceți? Dar ce credeți, prieteni? Vin la Pitești cu voi, nu știu. Până la urmă, vedeți că întotdeauna este adevărul. Am rezolvat misterul cu păturile patroanei. Aolo. Ia spune Cristi, unde sunt păturile patroanei? Nu recunosc, nu. Acum nu mai îmi dau seama că mai înainte eram eu... euforic. Era într-o... Nu, eram eu în transă și nu recunosc. S-a făcut aia din cimitir. Nu recunosc, pe blocul Mihai nu recunosc nimic. Hai că te băgăm în transă, 1, 2, 3 și ia spune. Bă, păturile eu le-am furat, erau vreo 10 la număr. Îmi pare rău că am spus acum. Uite, a venit poliția. Nu le-am luat eu, domne. Aolo, deci Cristi mai devreme l-a luat gura pe dinainte. Uite, poliția. Și din câte am înțeles, el a plecat. El a plecat cu suvenir când a plecat la fata aceea la Arad. A plecat suvenir cu păturile patroanei. Le-a văzut noi acolo, am înțeles, pe mobilă și le-ar fi luat. Dar că nu le-a lăsat la Arad. Dar ce-i făcut cu ele? Le-am acasă și vreau să le duc la cimitir să le dau de pomană. Ca așa mi-a spus patronul. Care patronul? Doamne! Să nu uită băiatul ta. Bre, nu mai lasă, patronul vrea să te vadă. Păi tu vrei să dai la toți morți. Îi dau la toți morții, bre, că eu mă înțeleg bine cu morții, dansez cu morții, vorbesc cu morții, n-am încredere în vii. Morții n-are ce să... nu îți dă pe la spate, viu îți dă pe la spate, îți ia banul și nici nu mai te recunoaște. Uite, Alin nici mai știe cine sunt. Pe bune? Eu nu știu cine ești, frate. Bă, cum nu știi? Tu te-ai supărat pe mine că am plecat la mare și că n-ai venit și tu, eu ce vine am? Cine ești tu, acesta Cristi? Uite, acesta Cristi. Nu știi prietenul tău care atunci când rămâneai fără baterie, veneam în fuga mare și îți rezolvam problema, ai uitat? A, tu ești ăla care îți dădeam curent la mașină, ai uitat? Ăla cu dolarii, mă! Atunci aduci mie 500 dacă ai 2 milioane. Dacă n-am bine cu dreapta, mă, acesta Cristi. El băgă uretea capul, că ai bani. Mă, ce bine, uite și șapcă frumoasă. O duce bine, Cristi. Da, o duc bine, mănânc de la OMV, am dat... De cine credeți? Mă uitam în stânga, zic, bă, cine e ăsta din spate așa? Mi se pare cunoscut. M-am mai slăbit el așa puțin, dar... Bă, Alin e 100%, ăsta crezi că îl urmăresc, dar nu îl urmăresc. Am slăbit de am ajuns de nerecunoscut. E de nerecunoscut, Alin, nu vine. Ia spune-ne, Alin, despre dieta ta. Despre dieta. Dieta, e în regulă, astăzi nu-mi place ce am făcut, că mi-a dat Mihaela un sandwich cu pâine de aia mare și am mâncat pâine și salam. Ai mâncat pâine de te-ai umplat. Pâine și salam. Abia am mâncat azi. Nu contează, că până mâine nu am mâncat. Bă, dar am încercat și acasă să beau Pepsi. Iau o gură și nu mai pot. Nu, ce-am făcut la 2:30, dar îl bei? Nu pot. Păi dacă nu pot să beau o gură. Nu pot, da. Să știi că și-a renunțat. V-am văzut pe voi și am început să beau numai apă minerală, atât. Nu e bine. E bună minerală, plată e bună. N-am ce să fac, las că... Uite, mi-e adus în plată. Mi-e place să mai gust și câteodată. Doamne, deci prieteni, v-am zis, mi s-a părut foarte interesant că pe Cristi l-a luat gura pe dinainte și am zis să dau drumul la vlog să vă spun ce am aflat. Auzi, te rog frumos să ștergi filmarea pentru că, deci partea cu mine nu ai acordul meu, te rog frumos, deci ștergi de filmarea. Mă mai gândesc, Cristi. Mai dreptul de auto. Bune, negociem. Acum. Chiar dacă sunt în mașină la voi aici, nu știu cum am intrat, habar n-am. Nici eu nu știu cum a intrat. Cristi, e blocată ușa. Păi nu mă bloca. Te-am blocat. Mamă, nu mai pot, nici mai vreau să ies. Merg cu voi la Pitești. Unde mergeți? Unde mergeți? Că merg și eu cu voi. Deci, prieteni, haideți că revenim mai târziu, după ce terminăm aici cu atmosfera, cu agitația și mai discutăm despre ce s-a mai întâmplat azi. Vă pupăm. Gata, prieteni, în sfârșit, după atâtea ore, ne-am
liniștit, să zic așa, și noi. Suntem aici cu David. Am stat până mai devreme cu patroana. Am dus-o înapoi pe patroana la apartament și acum ne vom îndrepta și noi spre casă, pentru că suntem epuizați din nou de atâtea ore. Ce să mai zicem? L-am scos pe David într-adevăr puțin în parc. Atunci a fost momentul nostru de relaxare, dar după am revenit din nou, bineînțeles, la agitația noastră de zi cu zi. Nu știu cum să vă descriu situația asta, că oricum poate mă înțelegeți greșit, dar e foarte greu și pentru mine și pentru Alin, mai ales pentru Alin, e foarte stresat în ultima perioadă, dar îl și înțeleg, pentru că și eu fac față cu greu. Nu știu, vom vedea ce va fi. Adică nu știu cum să facem, pentru că noi și dacă am vrea să ne relaxăm o zi sau două, să luăm, nu știu, timp așa pentru noi, pentru a respira, tot timpul intervine câte cineva care vrea, ba acolo, ba acolo, ba așa, ba așa. Pentru că asta este viața noastră de 6 luni de zile și știți treaba asta, mulți dintre voi, apare tot timpul câte ceva și câte cineva care să tragă de noi într-o parte sau în alta. Dar nu știu, nu știu ce vom face, pentru că și eu și Alin ne-am săturat până peste cap. Singura noastră bucurie că ne avem unul pe altul și facem față împreună la toate chestiile astea, dar în rest totul e pădos. Nu e nimic cum ar trebui să fie. Și după cum v-a zis și patroana și Alin, au fost astăzi la vizită la socrul meu. Eu și David nu am mai mers pentru că nu avea rost să ne trezim atât de dimineață și să mergem acolo, mai ales că mai mult de două persoane nu pot intra acolo la vizită și nu avea sens să mergem, ca să ce, să stăm în mașină. Eu mai mult am dormit. Păi da, e foarte bine că ai dormit și ai dormit. Oricum m-am mai trezit la 9, după m-am culcat și m-am trezit la 11. Nu, că e foarte bine că ai dormit și tu mai mult. Și v-am zis, nu avea sens să chinui copilul sau să mă chinui și eu degeaba prin mașină, pentru că oricum nu ne primeam mai mult de două persoane și am fi stat așa degeaba, fără niciun sens. Din câte am înțeles de la Alin, de la patroana, nu s-a lovit atât de rău la cap. S-a lovit destul de zdravă, dar nu a pățit nimic, este ok. E zgriat un pic la mână, din câte am înțeles de la patroana, s-a lovit pentru că a căzut pe spate și a dat și cu mâna. Dar bine că nu s-a întâmplat din nou ceva rău, o altă tragedie. Bine că este ok în momentul de față. Și v-am zis, a mers Alin, a discutat, patroana, a stat de vorbă cu el. Nu este nici el, vă dați seama, într-o stare bună, pentru că nu poate fi o stare bună acolo în penitenciar, e clar, pentru că nu ești supravegheat cum erai la spital sau cum ai fi îngrijit acasă. Până la urmă, astea sunt condițiile, că vă dați seama, nu este hotel acolo. Dar este nașpa pentru starea lui de sănătate, pentru că automat nu ia pastilele poate la orele care ar trebui să le ia fixe, cum avea tratamentul fixat la spital, ore fixe, tot timpul cineva lângă el care să îl coordoneze ce și cum să facă. Avea o altfel de îngrijire, pentru că automat acolo ai un tratament special, oamenii sunt foarte atenți tot timpul la starea ta de sănătate, îți iau o tensiune, îți iau un puls, să uită ce ești, cum ești, dar acolo vă dați seama, automat nu e poate la fel. Dar astea sunt condițiile, asta e situația momentan și nu avem ce să facem decât să ne lăsăm, să lăsăm timpul să rezolve problemele, pentru că momentan altceva nu se poate face. Și v-am zis, prieteni, acum mergem și noi spre casă în sfârșit, pentru că mâine din nou ne vom trezi dimineață, mai avem și alte treburi de rezolvat. Dar am zis să vă ținem la curent și să vorbim puțin cu voi. Salutare, a venit și Alin. Și cam atât.
ne îndreptăm acum spre casă și mâine revenim cu noi detalii pentru voi. Vă ținem la curent ce facem. Vă pupăm, prieteni, și ne vedem mâine la un nou vlog.